Bun venit la Starea Nației, eu sunt Dragoș Pătraru, gazda dumneavoastră. Am auzit cea mai tare chestie legată de Dragnea și DNA. Știți când s-a dus Dragnea la DNA cu târla după el? E, vine acum celebrul Șerban Nicolae să facă lumină în acest caz. Ia zi tu, Cocoșel. E un gest de solidaritate suficient de spontan și să știți că, în general, prietenul are nevoie să se cunoaște. E o chestiune de reacție umană. Ce frumos! Erau prieteni. Pensionarii ăia care l-aplaudau pe Nea Livache erau prietenii lui, da. Sunt nelipsiți de la ziua lui Nea Livache. În concedii în Brazilia, puu, sunt miezul. Cu ei încep petrecerile, cu ei se termină. Habar n-am, mie mi s-a părut odios. Dar acum că aflați de tăieri de porci, de exemplu, vă interesează să știți dacă e adevărat sau nu? Sau nu sunteți securiști, ne spuneți aceeași placă? V-am mai spus și cu altă ocazie. Mi se pare odios și aberant ca cineva să spună că n-am voie să mă întâlnesc, să zicem, cu domnul Vâlcu. A, chiar cum erau pensionarii aceia la DNA, așa era și doamna Chioveși. Da, și dânsa tot în calitate de prieten. Prieten de iarnă, de șoriș, de țuică fiartă. Nimic mai haios decât reacții de genul: dar ce, domne, eu n-am voie să mă văd cu alți oameni? Ce, domne, îmi îngrădiți dreptul la viață privată? Dar ce, eu sunt un sclav? Alo, alo, domnul Șerban Nicolae, trezirea, domne. Cât despre prietenii care la nevoie se cunosc, să vă zic ceva? Nu v-am văzut în dimineața aia la DNA. Sper că aveți cutire să nu băgați vreo chestie gen: a, doamna, mi-a murit o bunică. A, stați că acum mi-am amintit de celebrul Cătălin Voicu pe care l-ați luat dumneavoastră de la Bulău. Deci, domnul Șerban Nicolae, și acum la Dragnea, tot șofer, tot șofer?